CS Mioveni a revenit vineri din cantonamentul desfășurat la Poiana Brașov. Galben-verzii spun că a fost o perioadă extrem de dificilă, dar speră ca acumulările de acum să le prindă bine în retur. Elevii lui Ion Moldovan au declarat că abia așteaptă reluarea campionatului. Cum a fost în cantonament? A fost o pregătire foarte grea, dar reușită în punctul meu de vedere. Am avut și 3 amicalurile și sper că să continuăm cu pregătire până începutul campionatului. Ce ne poți spune despre acest cantonament? A fost un cantonament greu, în care ne-am încărcat bateriile pentru returul de campionat. Sperăm că după această pregătire să accedem în primele 6 echipe ale campionatului și de ce nu mai mult. Fiecare are un obiectiv personal, domnul antrenor ne-a spus că obiectivul lui e să promovăm și noi credem în acest obiectiv, că ne-am pregătit destul de bine și o să facem o figură frumoasă. Ce ne spui despre acest cantonament? Acest cantonament, eu zic că a fost benefic pentru noi. A fost o perioadă grea, cu multe acumulări fizice. Asta este obiectivul nostru principal. În aceste zile, staful tehnic se va decide și asupra jucătorilor nou veniți. Accidentarea lui Dragoș Dragalina schimbă destul de mult strategia de transferuri a galbenverzilor, care trebuie urgent să întărească linia de atac.